Doamnă, dar de când nu l-ai mai văzut? Ieri. Ia sară, nu ieri. Ia sară, nu ieri. Ia sară, nu? A few moments later. Domnul Costel! One eternity. Seconds later. Mă așteaptă puiul meu acasă, nevasta mea frumoasă, de dragul ei suspin. Mi-este dor să o sărut, să îmi sară de gât și-n brațe să o țin. Mă așteaptă puiul meu acasă, nevasta mea frumoasă, de dragul ei suspin. Locatarii unui bloc de pe strada Mihai Viteazu au asistat la scene mai puțin obișnuite. Dramatismul unui posibil accident s-a transformat într-o întâmplare plină de umor, atunci când persoana în ajutorul căreia interveniseră echipajele de pompieri s-a dovedit a fi tafără și nevătămată. Mai mult, bărbatul, care se presupunea că zace inconștient undeva în apartamentul respectiv, plecase la un control medical fără să anunțe și fără să lase posibilitatea de a fi contactat. În data de 24.08.2016, în jurul orei 13, am fost solicitați pentru a interveni în asistența unei persoane blocate în apartament. S-a dovedit a nu fi la locația respectivă, la locul intervenției. Accesul a fost dificil datorită faptului că apartamentul era prevăzut cu gratii și ușă metalică. Am luat hotărârea de a intra pe fereastră, constatând că nu este nicio persoană în imobil. Deci ne bucurăm că informația a fost falsă, nu? Că nu a fost ne nimeni. Bucurăm, ne bucurăm atât noi, cât și familia și ceilalți vecini. Așadar, un posibil film de groază s-a transformat în mai puțin de 10 minute într-o comedie cu final fericit. Spre deosebire de cazurile în care cetățenii care abuzează de serviciile pompierilor, cazuri în care aceștia sunt sancționați contravențional, femeia care a solicitat echipa de intervenție nu va fi sancționată, chiar dacă totul s-a dovedit a fi alarmă falsă.